catalancă din satul Alunișu, județul Cluj, Ramona Duminicioiu, membra a Mișcării Socialiste Europene Via Campesina, luptă de ani buni pentru drepturile țăranilor români și a ajuns cu lupta până la Consiliul ONU, unde zilele trecute s-a votat Carta Drepturilor Țăranilor din întreaga lume. Un document care ar însemna un pas în plus pentru legiferarea condiției țăranului român. Dar la ONU, în momentul votului, surpriză. Ministerul Afacerilor Externe, reprezentantul oficial al României, a decis să îi anuleze Ramonei eforturile. S-a abținut de la votul pentru Carta Drepturilor Țăranilor și Țărăncilor. Haideți să vedem ce înseamnă votul de abținere pe care l-a dat România la ONU atunci când s-a adoptat această cartă. Eu sunt Ramona Duminicioiu, sunt o țărancă din satul Alunișu, din județul Cluj. În ultimii 2 ani am lucrat împreună cu un colectiv de țărani din întreaga lume pentru a avansa această declarație până în stadiul final de adoptare, lucru care s-a și întâmplat, a avut loc un vot decisiv în al treilea comitet al adunării generale ONU la New York. România a transmis un mesaj negativ, profund negativ celor milioanelor de țărani din România. România are cea mai importantă comunitate țărănească din Europa și țăranii români au fost foarte respectați în acest proces de consultare și de negociere. Singurul interlocutor cu care nu am putut dialoga a fost chiar Guvernul României. Ministerul Afacerilor de Externe a avut niște interpretări exagerate asupra unor concepte din declarație, cum ar fi, de exemplu, drepturile colective. S-a făcut o confuzie, din păcate. Noi am transmis foarte clar că prin drepturile colective înțelegem o mai bună administrare a pășunilor comunale, o luare mai bună în considerare a voinței comunităților locale în administrarea terenurilor comune, dar înțelegerea a fost una pe care mi-e greu să o și explic pentru că nu o înțelegem nici noi, și s-a hotărât abținerea României de la acest vot. Prin asta ni se transmite că nu existăm și noi am vrea să răspundem că țăranii nu pot fi lăsați în urmă. România este țara care înglobează jumătate din totalul țăranilor din întreaga Uniune Europeană. Și tocmai aici, oficialii români au ales să spună un da răspicat pentru drepturile celor de la glia țării. În România există aproximativ 4,7 milioane de țărani activi, care reprezintă aproape jumătate din țăranii Uniunii Europene. Acești țărani nu au statut recunoscut de nomenclatorul de ocupații și meserii. Este ceva ce este un prim proiect pe care dorim să-l realizăm în discuțiile cu Ministerul Agriculturii și alte ministere de resort, pentru că în România, dacă ești țăran, practic ești nimic, nu poți să ai acces la securitate socială și la pensii, nu poți să contribui pentru a avea acces la aceste servicii sociale și țăranii, după cum se știe, sunt unii dintre cei mai muncitori oameni. Această ocupație este una dintre cele mai dure. Atunci când s-a obținut de la votul ONU, România a luat exemplul altor țări europene. Totuși, în niciun alt stat al Uniunii, țăranii nu sunt atât de umiliți cum sunt în România, spun reprezentanții Mișcării Sociale Via Campesina. Timpul nu e chiar pierdut, susțin cei care luptă pentru drepturile țăranilor. Dacă ar exista deschidere, ministerele României și Parlamentul ar putea lucra și adopta o lege care să definească clar statutul și drepturile țăranilor.